Pentru data de 24.03.2021, ora 10, se convocă în ședință ordinară la Consiliul Local al Comunii Cancel Mare, la sediul Căminului Cultural și Cancel Mare, județ Bacău, cu participare fizică a consilierilor. Proiectul ordin de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local, șefa în cel mare județ Bacău, pentru data de 24.03.2021, ora 10. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului și unui șef al cel mare și al vicepreședintelui de interes local, cu sau fără personalitate juridică. În bazinul primarului de mașină. Punctul 2. Proiectul de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul comunei și mașinii mari și de zbacă. Inițiator în bazinul primarului comunei și mașinii mari. Punctul 3. Proiectul de hotărâre aprobarea modului de întocmire și ținerea acestor precum și a măsurilor pentru eficientizarea activității de inserire a datelor. Inițiator în bazinul primarului comunei și mașinii mari. Punctul 4. Proiect de hotărâre, modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 4 din 27.01.2021. Inițiator, domnul Vladimir Primarul Municipiului. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției anuale a Consiliului Local și Consiliului Mare la finanțarea activității de asistență socială și aprobarea contractului de asistență privind finanțarea activității de protecție și timp rezidențial a persoanelor cu handicap. Inițiatorul 1, clasa 1, primarul comunei și cel mare. Punctul 6. Proiectul este corect de gând la stabilirea trecă a suprafaței de 1,08 hectare, pășune, parțe permanentă, proprietate privată a comunei cel mai cel mare și județul Bacău, domnul Moraru Ferăcasă. Inițiatorul 1, clasa 1, primarul comunei cel mare. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a suprafaței de 315.04.07.08 hectare, pășune, parțe permanentă, proprietate privată a Comunei Cernăuțeni Mare, județ Bacău, Asociației de Zeci și Lui Ștefan. Inițiator domnul Plasion, primar al Comunei Cernăuțeni Mare. Și punctul 8. Diverse. Da. Să supunem la vot proiectul ordin de zi. Cine este pentru? Împotriva, cine? Da. O să trecem pe fiecare. Deci dacă sunt discuții la punctul 1. Eu zic că înainte de a intra în problemele ordinii de zi, rog cu doamna Munteanu, nou consilier în cadrul formațiunii politice PNL și depun jurământul. Subsemnată Muntea Anunța, consilier local al Consiliului Local Ștefan cel Mare, conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respectă Constituția și legile țării și să facă bună credință în tot ceea ce stă în putere și cu ce vreme pentru binele lucrurilor comunești evaționare. Așa să mergem în zi. Punctul 3.
Discuție? Cine pentru? Împotriva, abține? Punctul 4. Discuție pe punctul 4. Asta e la toată 2-3. Poftim? 2-3. Da, da, da. Dar nu e de la urmă, să citim sau urmă de toate. Mă apucă, știți, vreau să 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 Dar ce se referă punctul 5, cum i-a spus ca? Deci punctul 5 pentru stabilirea contribuției anuale a Consiliului Local Șervan cel Mare la finanțarea activității de asistență socială și aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție. Gata, nu trebuie cu 35% din cheltuielile aferente. Cine pentru? Împotriva tinere. Punctul 6. Cine e pentru? Împotriva abținere. Punctul 7. Cine e pentru? Împotriva abținere. La punctul 6 și 7. În suprafața totală de pășuni, am avut doi solicitanți. Și s-a atribuit cu o suprafață de vreo 100 de hectare mai puțin. La Gutinaș vorba de 39 de hectare și la Rimșoară 61 de hectare. Aceste suprafețe sunt împădurite și nu au fost solicitate de nimeni. Atât timp cât aceste suprafețe sunt împădurite, nu, deci dacă le ia cineva, nu beneficiază, nu beneficiază de subvenții de la APIA. Deci, alea, suprafațele, aceste două suprafețe totalizează 100 de hectare, rămân în continuare la dispoziția comunii, cum avea solicitanți. Le dă? Nu? Și dacă se despăduiesc? Dacă se fac lucrări, dacă cei care au luat acum se fac lucrări, anual își pot mări suprafața. Au, sunt suprafeții care intră sub incidența regimului Silviu. Regimului Silviu și nu pot fi de fișat. Dacă vezi păduri, da, sub regim Silviu. Dar toată cum a mai rămas cu acolo, că nu s-au luat. Ce, slagul sub regim Silviu? Nu, nu, sunt suprafeții. Adică, toți sunt răzlați care sunt păduriti. Parcul e foarte grumă și trebuie să trebuie să facă să facă să facă de fișare. Dar cum am vorbit și la ședința de comisii, o să stabilim săptămâna viitoare, cum înțeles că se mai încălzește, o zi în care toți cei care au făcut parte, facem parte din comisie, să mergem pe teren, să vedem exact situația la fața lor. Și atunci, bineînțeles, o să mai venim cu concret. Deci, punctul 8, diverse. Da, la diverse, domnul președinte, mi se pare corect că vreau să luăm fiecare punct cu punct, deoarece oamenii chestii comuni, fiind televizat ședința, ar dori ca să vadă. Ei n-au documentele noastre în față să vadă. Noi le avem. Le-am citit. Optim? Dar nu, dacă subiectul predicat, ceea ce referatii, fi amendamentii, fi tot ceea ce s-a făcut, fi concurii, să citim toate materialele. Ce se întâmplă? Ce fac aia la ședința aia acolo? Pentru ce am votat noi? Pentru ce suntem puși aici? Deci nu...
să facă obiectul de astăzi, la ședințe de astăzi, dar pe viitor să procedăm corect, adică să, în același timp, să se informăm populația și facem la aici că unii dintre cetățeni mai aduc, aia se duc acolo, mănâncă, bea, uite, stau ca pe la față, o terminată, trei minute și o plecat acasă. Să se vadă adevărata față a consiliul local, ceea ce facem la consiliul local. Înțelegeți? Păi, domnul deputat, e contrazis singur. Da, domnul președinte, o citit cu ordinea de zi. Da. Și dacă ați avut materialele la dispoziție, deci știți despre ce este vorba, ați avut toate materialele, și referate, da, și, da, și expunerile de motiv, tot ați avut. Da. Așa. Deci și dintre dumneavoastră n-ați spus, referitor la punctul ăsta, să vă dați o părere. Dar nu avem corecții, dar eu vreau ca să ne citim președintele sau unul dintre consilieri, să citim tot materialul, să vadă că noi totuși am discutat, am gândit cum am gândit, ce am făcut, ce propunere au avut inițiatorul, ce propunerii... Păi inițiatorul spune ce? Spune... Da, dar nu s-a citit domnul primar pe material. Păi da, s-a citit, dar nu se citit. Citești referatul unei comisii, să citești ședința, în primul ședință. Referatul unei comisii, dar este și faptul. Deci... Cu toate că ar fi bine să citească și referatul comisii. Deci dacă dumneavoastră nu aveți nimic de obiectat, asta înseamnă că ai să stai 2-3 ore să citești numai hârtii. Da, eu am înțeles, n-am făcut o propunere. Sunt la sentiment unul deci, cetățeni, nu la cetățenii care se uită la televizor sau se uită la ședința Consiliului Local, au luat la cunoștință de ordinea de zi și văd ce au hotărât aia acolo. Au hotărât să dea niște pășuni în concesiuni, au hotărât să caseze niște mijloace fixe. Înțeleg? Da, au hotărât să schimbi niște polițiști comunitari. Așa, atunci ce da. Interesează? Ce interesează? Nu-i schimbă, nu? Da, nu se schimbă. Niște posturi vacante, nu se schimbă. Da, se dă vacante, că nu se pute instalat, fac alte posturi, da. Deci, ce-l interesează pe cetățeanul care se uită la ședințe de Consiliul Local, care vorbește Consiliul Local, din referatul comisiei? Păi pozitiv, eu, negativ, se poate discuta. Exact. Păi dacă nu era referat, dacă nu era referat, aprobat referatul comisiei, așa nu era aprobat proiectul de hotărâre. Dacă comisia nu dădea acceptul, nu era aprobat, nu mai era pe ordinea de zi acel proiect de hotărâre. Eu spun, așa am propus, de asta am intervenit la diversii, dar să citiți. Nu sunt minoritar. Deci, dar astea toate sunt publicate pe site-ul primăriei. Deci cineva... Cine dorește să-l privadă, poate să-l privadă, domnule. Dar nu le-am avut acasă, adică fiecare... Am dar nu te uite, nu era vorba despre noi. Vorbi, comunitate. Sunt băieți, eu sunt stau acolo 5 minute, o trebuie. Eu pe mine, ca cetățean, mă interesează ce votări să iau în Consiliul Local. Nu, că spune în comisie, unul spune una, altul spune alta. Dacă domnul președinte n-a procedat, adică când am punctul 1, sunteți de acord? Aveți ceva de interes? Păi punctul 1, dar prima dată am spus or, care e prima dată. Proiectul de hotărâre la punctul 1, care este cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, să nu-i rog, punct cu punct sunteți poate. Dede, înainte de a spune dacă aveți ceva de obiectat la punctul 1, o spun despre ce-i vorba în punctul 1. Da. Da. Și uite, în dispoziție aici se scrie despre un de la articolul 5, prezența dispoziției este adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul instituției și prin publicare pe site-ul oficial al Comunei Ștefan cel Mare. Cine dorește, deci poate să... Nu, sunt sigur că toți consilierii știu despre ce este vorba. Da, dar și cetățeanul se poate informa de acolo. Da. E, da. Poate a trebuit. Și într-un precedent, chiar s-a disputat. În momentul când era domnul Stan președinte, a început să citească materialul și chiar s-a intervenit din... Din consilierii? Consilierii și a zis, domnule, trebuie să citești tot materialul, că... Păi a făcut acum, a venit doar
și cetățenii. Și s-a hotărât să parcurgem numai, deci, ordinea de zi și... Da. Nu știu dacă ai fost prezent, dar știu că ai fost prezent la poate, ai fost prezent fizic, dar nu știu la fel. N-am de... Da. Acum hai să mă fac. Ia, da. La diverse. Acum, ce se întâmplă? Și eu ca cetățean, când mă uit la stradă, zic că s-a trecut pe fiecare punct. Zic, băi, dar mai reconciliere aia nu am nimic de spus. Păi, referitor la punctul de ordine de zi. Deci nu ce scrie referat sau nu ce scrie recuperire, nu. Eu am avut ceva de spus la unul de ei, dar... Dar tu l-a prea greu, de da. Păi da, am luat care. Știți că eu aici pe importare am 6 puncte, am fost de acord cu toate, am 6 puncte, ordinea lor a fost luată altfel, deci până la punctul a fost jurământul doamnei consilier. Aici punctul 1 pe proiectul de hotărâre, e la parte. Deci, știi ce n-ai avut? N-ai avut cu contribuția contractul de asociere, așa, și ai avut persoane, dar ai fost în comisie. Da, da, în comisie. Da, și erai mai cunoscător ca oricare dintre ceilalți consilieri, dar am făcut dar la în comisie. Eu vă spun altceva. Pentru că s-a luat prima dată, punctul 1 a fost cu doamna de la DNB, cu doamna Milă, și s-a trecut imediat, până a trecut la 2, 2 la 3, 3 la 4 și tot așa mai departe. Și eu n-am, până când am dezmezicit... Da, acum vă rog cu mulți în sunt iată-mă, dar trebuia să fie în momentul când s-a votat, când s-a citit... Păi am spus la diverse. Dar nu, nu trebuie să spui diverse, spui în momentul când se citește. Da, orice întreba, sunteți de acord cu ordinea de zi? Păi am fost de acord. Ce-ți fă de acord cu ordinea de zi? Să tu... De ce tu te contrazi? La început ești de acord, să la diverse nu ești de acord? Da, dar în forma e corectă. Asta vreau să spun. Nu. Forma e corectă, adică... Bine ar fi, bine ar fi ca pe bine. Să, după consultarea ordinii de zi, să vă faceți o schiță, dacă cumva aveți să ne înțelege, vă faceți o ciornă acolo, veniți și îl punctați exact. Până aici n-am înțeles. Sau vreau explicații la punctul cu tare. Asta că se mai... Cu acel lucru, cu acel sigur că da. Să nu mai vrei. Poate intervenție de vreo, s-a cerut intervenție, n-au fost. Sunt proiecte de hotărâri care necesită discuții, discuții, citire, o foaie. Sunt 4-5 foi pe care ar trebui să le citești, nu știu dacă... Asta ar trebui consultat acasă, ordinea de zi și venit punctual. Am punctual pe fiecare. Și sunt de acord. Bun, așa, haide, dacă nu mai aveți nimic de spus, să vă mai reținem atenția cu ceva. Avem adrese de la Ogolul Căiuți, noi având o suprapată de 75 de hectare de păduri. Fiecare an se face contract de pat, cum fac de pat toți proprietarii de păduri. Se spune că se schimbă tariful, începând cu 1 aprilie 2021, este de 87 de lei pe hectar, fără TVA, până acum era 79. 87, tot 87, da. Deci, fiind cu plata de la bugetul local, e normal ca să știți cu dumneavoastră că se încheie contract cu Polusiri pentru plata face la... Nu, am primat informații la mine de ce să plătesc hectarele astea la care au peste 30. Care au sub prețul hectare nu o să fie gratuit. Așa mi spun. Că nimic, nu nimic, de tu știu. Da, bine. Da. Asta este treaba Ocolului. Da, da, da. Care e așa. Da, da. Dar de când e să plătești cu 30 de hectare? De anul ăsta, în 2020. Da. Să plătești cu... De anul ăsta să plătești cum să plătești din 2018. Mai avem... Și știu, la... Hai. Da. Mai avem o solicitare din partea parohiei Negoiești, respectiv Gârbovana, pentru luarea în comodat a clădirii care a fost școală. Asta vreau să vă întreb la diverse
de câțiva ani buni nu mai este în rețeaua școlară și deci ei solicită luarea comodat pentru a face o casă praznicală. Foarte bine. Și eu zic că e bine, atâta timp cât plădirea este evacuată, la venit paragena. Păcat de accidentare și toată lumea e mulțumită. Păi asta spuneam eu, dar m-ai acoperit tu. Okay. Asta spuneam eu, dar m-ai acoperit tu. Vă rog să faceți propunerile pentru următorul președinte de ședință, pentru următoarele trei luni. Domnul Dona. Da, să citesc tot. Facem maculatură. Mai e ceva cu propunerile? Deci cine e pentru domnul Dona? Da, să fie președinte. N-ai nicio abține din ținut. Dacă nu ai nimic, e clar prezentat. Nu e nimic. Prezentat.